Salutare, băbuie și fete, eu sunt Tectator și bine v-am găsit pe canal la un nou episod de gaming. De data asta vom juca Call of Duty Mobile, deoarece este joculețul care s-a lansat oficial și în România. Și ca să începem așa să vă zic, rămâneți până la finalul acestui videoclip, pentru că pe parcurs o să vă învăț și cum să vă luați iteme free, cum ar fi o armă, o ramă și un cuțit destul de șmecher. Așa că haideți să vă prezint așa câte puțin ce e pentru cei care nu cunoașteți. Call of Duty Mobile este versiunea de Call of Duty de pe PC, doar că updatată pentru telefon. Este mai mult, cum zic, un mod de Battle Royale și un multiplayer, de exemplu, cum e 4v4 la PUBG, pentru cei care jucați PUBG Mobile. Acesta este Battle Royale-ul. Este, cum zic, un fel de mod exact ca PUBG, aceleași chestii, aceleași reguli, aceleași mod de loot și aceleași mod de a te arunca din avion. O să jucăm așa pentru început, nu știu sincer ce să jucăm. Hai să jucăm un Battle Royale, pentru că probabil multiplayer, toți știți, e un fel de CS:GO, frate, trebuie să dai diffuse la bomb. Așa că bun. O să băgăm aici un scurt match de Battle Royale. O să ne alegem FPP-ul. Așa, squad fill, să ne numim. Și să ne alegem o mapă ceva. Sau nu merge? A, uite că eu o să dau aici. Cimpoiesu și George. Să dau invite lor. Poate reușesc să intre și ei cu noi aici alături de noi în joculeț. Bun, îmi place foarte mult chestia asta. Deci când intri în game, nu mai te arată din acel avion în care practic o să îți dai drop. Te arată cu toate aceste avioane de luptă. Și uitați cât de mișto se vede insula practic și tot. Mie joculețul ăsta mi se pare super tare. Și mapa este destul de bine configurată, chiar dacă este ea puțin așa mai cartoon, cum i-aș zice eu. Adică practic se vede mai desenat. Dar, uitați că tot se vede bine. În schimb, mapa, când te uiți, uite cât de frumos se vede, frate. Efectiv, parcă ai juca un joc pe PC, deoarece grafica, dacă ai un telefon care permite, la fel ca și mine, very high, o să-ți ofere, cum să zic, niște senzații super faine pe parcursul gameplay-ului. Bun, hai să vedem dacă reușim și noi să câștigăm meciulețul acesta. Habar n-am câte minute s-au făcut până acum, dar cum termină meciul o să vă arăt și cum să câștigați iteme free pe acest joculeț. Bun, se pare că ne-a dropat fix aici. Avem la fel ca și în PUBG chestia asta obținea de a ne putea... Oh my god! Bă, asta nu era o idee prea bună. Aparent avem și un câine. Tot ce-mi doresc, sper să nu vină spre mine, adică... Ok, măcar să mă duc să lutez și eu niște arme. Ok, l-am luat. Am e în viață? E în viață, ok. Ești nebun? Am murit, bă. Uite cum am level 3, level 3, doamne. Mamă, bă, nu-l văd! Ok. Morși ăsta, frate. Prea mulți morți, băi, n-ai ce să faci, frate, joc prea bine. Ok. Practic, am ies în partea aia, mă duc în partea aia.
Ok. Băi, deci e super tare că aparent poți să-ți dai chestiile astea medicale în timpul mersului. Mama. Bă, ne-au omorât. Bun, bă, și fete, acum pentru toți cei care ați rămas, o să vă arăt în sfârșit cum se face chestia aceasta. Cred că am putut aici un level up, level 10. Bun, deci haideți să vă arăt. Odată ce ai ajuns aici, practic în lobby, dacă te vei duce în zona de event, unde se zice Lighting Up the World, după ce vei da chestia aici, intri la Enter, la Lighting Up the World, și odată ce intri aici, ai 4 chestii, cum este de asemenea și cuțitul ăsta, care arată super fain, frate, arată super fain. Uite, știu cât de fain arată. Arată super fain, frate. Și aceste chestiuțe, care poți să ți le pui la profil, care eu tocmai le-am colectat. Deci aici vezi colectat tot ce poți. O să intru și eu aici, aici, și după cum vedeți o să-mi pun un avatar frame din ăla. Bun, și gata. Păi așa, cu chestia asta vreau să-mi arăt. Bun. Și acum am chestia asta și care e super, super mișto. Mai am și aici anumite chestii care mi le deblochează ei. Dar voi încerca să mă uit cum punem cuțitul acela, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult cuțitul ăla. Hai să dăm acela loadout. Loadout, în fine. Ok, la cuțit. Ia uite, frate. Uite-te, frate, cât e de frumos cuțitul ăsta. Uite cât de frumos e cuțitul, frate. Cuțitul arată prea fain. Și cuțitul arată prea... La parașută, de asemenea, avem pe asta, care ne-a dat-o și pe asta acolo. Bun, bun. La arme avem acum toate armele astea. Deci puteți să vedeți voi câte arme avem. Sunt multe chestii, frate, sunt multe chestii. Și equipment updated. Deci, ați văzut și voi, frate. Oricum avem și aici și în Wingers, care se dă practic această parașută. Practic această parașută, frate. O să-i dăm equip. Și păi băieți, cam atât a fost și cu videoclipul acesta. Nu uitați acolo de butonul de like și subscribe. Eu am fost Igniter, până data viitoare v-am pupat. Dacă se strâng 40 de like-uri până la finalul acestui luni, la acest videoclip, vom mai face videoclipuri de Call of Duty Mobile și Fortnite, în care vom juca și live cu abonații. Pentru că de ce nu, dacă vouă vă place seria asta, eu n-am nimic împotrivă să o facem și noi pe canal. Așa că Asta a fost videoclipul. Ciao, ciao, ciao. Tell me what's your name?